Dobrogea a profitat din plin de poziția sa geografică. Sigur că a avut și de pierdut din cauza aceleiași amplasări, dar noi astăzi vedem numai partea plină a paharului. Dacă ar fi să vorbim numai despre arta, construcțiile și poveștile lor fabuloase, am ajunge lesne la concluzia că Dobrogea adună toate superlativele de cea mai și cel mai. Ieșirea la mare i-a adus încă de la început Dobrogei numai avantaje. Aici au întemeiat grecii cea mai mare așezare urbană din țară, cetatea Histria, în secolul 7 înaintea erei noastre. La Trofeum Traiani a fost ridicat primul edificiu triumfal de către legiunile romane, dedicat grelelor lupte cu getodacii din timpul împăratului Traian. Și tot în Dobrogea, la Mangalia, putem intra în cea mai veche moschee din țara noastră, Esmahan Sultan. Frumos itinerar pentru astăzi, nu? Grecii trâncăneau la fel de mult ca și oamenii de astăzi despre opere de artă și pictori. Aveau și ei saloanele lor de artă, expozițiile cu faimă și asociațiile de artiști, ca și mișcările pre-rafaeliste și pornirile realiste. Țineau și ei conferințe despre artă și scriau eseuri despre ea și aveau istorici de artă și arheologii și câte și mai câte. Aceste vorbe aparțin spiritualului Oscar Wilde, dar ele nu corespund absolut deloc realității. Sunt o glumă, pentru că lucrurile nu se petreceau deloc așa în Grecia antică. Artiștii și pictorii erau considerați, de fapt, simpli meșteșugari și ei erau puși pe aceeași treaptă cu bucătarii sau bărbierii. Apreciem opera de artă, dar disprețuim artistul. Acesta a fost un principiu general valabil al antichității, cel puțin până la Plutarh, în secolul I era noastră. Dar noi pornim și discutăm astăzi despre artă de la ruinele vechii cetăți Histria, construită de greci în secolul 7 înaintea erei noastre. Dacă a existat vreo pictură majoră, nu știm, pentru că nu s-a păstrat nimic din cauza naturii pieritoare a materialelor. Dar aici, la Histria, s-au găsit statuete, bazoreliefuri, vase, mozaicuri și arhitectura, care toate la un loc ne pot spune despre cum trăiau oamenii la acea vreme. Cetatea Histria a fost descoperită în 1868 de către arheologul francez Ernest Desjardins. Dar cercetările arheologice propriu-zise au început mult mai târziu, în 1914, și au fost coordonate de Vasile Pârvan. La vremea construirii cetății, în secolul 7 înaintea erei noastre, lacul Sinoe era un golf deschis, ceea ce înseamnă că cetatea Histria era un important port la Marea Neagră. Histria a fost întemeiată de coloniști greci din Milet în jurul anului 657 înaintea erei noastre și distrusă prin secolul al VII-lea după Hristos de către invaziile avarilor și ale slavilor. Între timp, orașul a avut o dezvoltare neîntreruptă până în perioada bizantină. Venirea grecilor în a doua jumătate a secolului al VII-lea sau chiar spre mijlocul secolului al VII-lea a declanșat aici un fenomen istoric îndelungat cu etape care și-au pus amprenta propria. Amprenta proprie înseamnă modul de așezare, modul de repartizare a spațiului urban și modul de repartizare a spațiului din afara cetății propriu-zise. Înseamnă instituirea unor forme de conducere, unor instituții, unor magistraturi. Înseamnă existența unor triburi, fie că aceste triburi aveau atribuții teritoriale și funcții care acoperau partea socială și politică în conducerea așezării. Aceste coloane au fost construite în stil doric, pentru că, de fapt,
Stilurile ionic și corintian nici măcar nu se inventaseră. Trebuie să ținem seama că ne aflăm la sfârșitul perioadei homerice și începutul perioadei arhaice a Greciei antice. Adică nici Partenonul nu se construise, iar Pitagora avea să se nască abia peste 100 de ani. Nici tehnica mozaicului nu era foarte dezvoltată la vremea respectivă, pentru că meșterii preferau să taie piatra cu mâna lor și rezultau niște cubulețe egale, care nu dădeau prea multă profunzime desenului. Mult mai rafinată avea să fie tehnica ce îmbina mai multe materiale, piatră, lemn și sticlă. De aici încolo începe cartierul roman, pentru că după cucerirea romană, noi stăpâni au făcut multe modificări și completări cetății. Au construit terme, altare, cartiere întregi de locuit, iar în timpul împăratului Constantin cel Mare, aici au fost înălțate și câteva bazilici. Dacă ne gândim la perioada romană, intervin alte elemente de urbanism, intervin basilicile, basilice laice, apoi basilicile de cult creștin, intervin cartiere economice, locuri de a prezenta mărfurile, acele taberne, termele romane care reprezintă emblema unei vieți civilizate și a unei cetăți romane, faptul că există două edificii termale, iarăși este important pentru că este un indiciu al unei populații suficient de numeroase, este un indiciu a unui grad de civilizație, unul dintre edificiile termale fiind probabil și cu funcția de gimnaziu, deci de educație a tineretului, de educație sportivă, dar și de educație intelectuală. Așezarea era înconjurată de un puternic zid de apărare și era alimentată cu apă prin conducte lungi de peste 20 de kilometri. Dar, așa cum s-a întâmplat cu toate cetățile grecești de pe malul Mării Negre, și Histria a fost părăsită, iar populația s-a retras mai la adăpost de invazii. Este posibil ca peste câțiva ani săpăturile arheologice să dezvăluie un perimetru mult mai mare decât cel cunoscut, iar Histria să devină pe lângă cel mai vechi polis din țară și cel mai întins. Tomis a fost o altă colonie întemeiată de greci în anul 657 înaintea erei noastre. Aproximativ 600 de ani mai târziu, Tomisul a fost cucerit de romani, care i-au schimbat numele în Constantiana, după sora împăratului Constantin cel Mare, se pare. Nu după mult timp, aici a fost surghiunit celebrul Publius Ovidius Naso și nu putem să trecem prin oraș și să nu remarcăm construcția statuii sărmanului poet. Ovidius nu a fost exilat. Nu este corect să spunem exilat, pentru că nu așa s-a întâmplat. Cine era exilat își pierdea toate drepturile cetățenești, iar averea îi era confiscată, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul lui Ovidiu. Ovidiu a fost doar relegat, adică surghiunit. Însă motivele reale ale surghiunului sunt învăluite în mister până în ziua de azi. Ovidiu s-a considerat nedreptățit de împăratul Octavian Augustus, care se pare că a comis un abuz și o ilegalitate. Mai întâi pentru că pedeapsa ar fi trebuit să o hotărască senatul, iar nu Augustus singur. Și în al doilea rând pentru că legea stabilea în mod foarte precis cele 21 de localități unde putea fi trimis un condamnat la relegatio. Dar Ovidiu a fost surghiunit la aproape 3000 de kilometri distanță într-un ținut aspru și neprimitor. Ovidius a fost pedepsit nici mai mult, nici mai puțin decât din cauza versurilor pe care le-a scris și a spiritului său de frondă. Motivele surghiunului au fost două: Carmen et error, adică poezia pe care a scris-o, și o greșeală pe care a comis-o poetul.
În privința greșelii comise de Ovidiu, putem să facem câteva supoziții. Poate Ovidiu a fost surghiunit din cauza legăturilor intime pe care le-a avut cu Iulia, fiica împăratului. Alții spun că Ovidiu ar fi tăinuit legăturile nepoatei împăratului, a Iuliei Minor, cu un tânăr patrician, sau ar fi avut legături cu cultele orientale și ar fi participat la o ședință de spiritism la care un ghicitor în transă ar fi lansat numele moștenitorului la tron. Și un alt delict a fost că Ovidiu a scris poezii de dragoste fără perdea, un atentat la bunele moravuri la vremea respectivă. Ce mai turavura? Ovidiu îl cam lua în balon pe Octavian Augustus, îl ironiza în versurile sale și mai mult decât atât, nu o prea avea la suflet nici pe Livia, soția împăratului, care se pare că a avut un cuvânt de spus în surghiunul lui Ovidiu. Odată venit la Tomis, Ovidiu deja are repulsia locului de exil, deja știe că el vine într-un ținut nordic, că este un ținut locuit de sălbatici și partea fabuloasă a regiunii pontice îi era cunoscută și el se transpune pe sine în acest spațiu pe care nu l-a creat de la început. Ovidiu a insinuat chiar că Livia i-ar fi otrăvit pe cei doi nepoți ai împăratului ca să-l pună pe tron pe fiul ei dintr-o căsătorie anterioară. Care o fi fost motivul real sau dacă fiecare a contat în decizia împăratului, nu vom ști niciodată. Știm doar că Ovidiu Naso, adică Năsosul, după cum îi era porecla, a suferit, a plâns și a continuat să scrie pe malul Mării Negre. Năsosule, nu puteai să fii și tu un poet ca Vergiliu și să glorifici virtuțile Romei și personalitatea lui Augustus? Sau ca Horatiu să închini ode împăratului? Și te mai mir că ai ajuns la Constanța, când ție ți-au plăcut viața, dragostea și intrigile de la curte și cu condeiul tău ai supărat pe toți cei din jur. Își acceptă soarta și îl vedem participant activ la viața cetății. El ține lecturi publice, începe să învețe din limba geților, este agonotet, este participant la concursuri de sigur literare ale cetății. Iar într-un final spune că Tomitan, eu v-am iubit pe voi, deci este și o acceptare a locului, dar și o integrare a lui Ovidiu în spațiul tomitan în care a fost plasat de Augustus. Așa este posibil să fi arătat și sarcofagul lui Ovidiu, numai că el nu a fost descoperit încă sau cel puțin nu a fost identificat. Ce știm cu certitudine este că Ovidiu a murit la Tomis în anul 17, era noastră, și a fost îngropat în afara zidurilor cetății. De mult de tot, aici, în mijlocul Dobrogei, a murit un mare, un cunoscut general roman. Nu știm cum îl chema. Însă el a avut o contribuție decisivă în obținerea victoriei de către împăratul Traian împotriva geților din Dobrogea. Evenimentele se întâmplau în anul 102, iar locul se numește Trofeum Traiani. Pentru construcția edificiului au fost aduși cei mai pricepuți meșteri pietrari din Orient, care au luat cu ei secretele construcției. Nici până în ziua de azi nu se știe formula liantului care a ținut deopotrivă blocurile mari de piatră și mai ales nu se știu metodele prin care au reușit să urce blocurile până sus în vârful edificiului. Columna lui Traian a fost construită mult mai târziu, abia peste 4 ani. Deci, edificiul Trofeum Traiani a reprezentat un model. În toate bazoreliefurile și statuetele descoperite la Trofeum Traiani, romanii apar cuceritori, iar pe getodaci înlănțuiți, luați prizonieri. De altfel, monumentul este unic în lume pentru că este primul edificiu triumfal dedicat victoriei legiunilor romane din timpul împăratului Traian.
Monumentul în sine lui am putea spune că este unic pe jumătate. Este unic pe jumătate pentru că el este unic în această parte de răsărit a Imperiului. Dar cu ceva timp în urmă, un monument asemănător cu aceeași, adică simbolistică ca mod de abordare, a fost ridicat în timpul lui Augustus la Turbi, astăzi în zona Franței. Deci, cu alte cuvinte, această tendință sau această intenție din partea romanilor de a le aminti localnicilor cine sunt ei și ce reprezintă, nu este nou aici, dar este deosebit de valoros prin raritatea lui în restul Imperiului. Cu alte cuvinte, avem două monumente de același gen, ridicate însă la intervale importante de timp de aproximativ 100 de ani. De altfel, de numele monumentului se leagă și cel al celebrului Apolodor din Damasc, care a supervizat toate construcțiile legiunilor romane. Împăratul Traian a fost însoțit de o minte strălucită, de un inginer desăvârșit. A fost însoțit de către Apolodor din Damasc. Acesta l-a ajutat în mod deosebit pe împărat, odată prin construirea podului de la Drobeta Turnul Severin, prin care a putut să-și treacă în liniște și în ordine trupele, și, în al doilea rând, dar nu în ultimul rând, prin realizarea probabil a acestui monument de la Tropeum Traiani. Monumentul este unic în ce sens? Vă pot da un exemplu. Ca eveniment istoric, știm despre bătăliile de aici, știm despre ceea ce s-a întâmplat, nu doar de pe monumentul de la Tropeum Traiani, ci și de pe columna lui Traian de la Roma. Avem două izvoare extraordinare, săpate în piatră, care ne relatează același episod. Și atunci, cu atât mai mult, ne ajută să nu pierdem nimic din ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu prea se mai repetă în istoria romană o situație similară ca cea din cea reflectată de monument și de către columna de la Roma. La numai câțiva kilometri de monument se află cetatea Tropeum Traiani, considerată cea mai veche așezare civilă romană din Dobrogea. Și nu a fost o așezare micuță, pentru că ea a fost ridicată la rang de municipiu încă din timpul împăratului Traian. Aici s-au stabilit familiile veteranilor, celor care au luptat în cele două războaie cu dacii, iar primii dintre ei s-au stabilit aici încă din anul 102. Cetatea de la Tropeum Traiani a fost distrusă în mai multe rânduri de popoarele migratoare și apoi reconstruită. Lovitura finală însă au dat-o avaroslavii, care au distrus cetatea din temelie la sfârșitul secolului al VI-lea. După această dată, ea a ieșit de pe scena istoriei. Se pare că mult mai târziu, turcii au pus numele localității de Adam Kalesi, după cuvintele Adam, care înseamnă bărbat, și Kalesi, care înseamnă cetate sau biserică. Așadar, Adam Kalesi este Adam Klisi. Orașul, deși a căpătat ziduri de apărare masive, nu a putut rezista atacurilor distrugătoare ale avaroslavilor de la sfârșitul secolului al VI-lea. El a fost definitiv părăsit și a dispărut de pe scena istoriei după o existență de peste 5 secole. O altă construcție fabuloasă este la Mangalia. Turiștii și localnicii trec pe lângă ea în fiecare zi, dar puțini îi știu povestea. Este o poveste scrisă de o prințesă adevărată, fiică de sultan, de sentimentul onoarei și datoriei și de dragostea pentru tatăl său, sultanul Selim al II-lea. Allah
Prințesa Esma, Esma Han, fica sultanului Selim al II-lea și nepoata lui Suleiman Magnificul, se îmbolnăvise foarte tare și atunci s-a rugat la Allah să o vindece și, în schimbul îndeplinirii dorinței, a promis că va pleca undeva oricât de departe și va construi acolo o moschee. Așa a ajuns Esma Han în Dobrogea, la Mangalia. Sunt câteva moschei în lume, la Mecca, Medina sau Ierusalim, considerate dintre cele mai sfinte. Dar nu trebuie să mergem atât de departe. Du-te la Kaaba, Mecca pribegilor și a sărmanilor, așa scria cunoscutul călător turc Evliya Çelebi în 1452, îndemnându-și contemporanii să meargă la Mangalia de astăzi. Și iată, peste 100 de ani, însăși prințesa Esma, iubita fiică a sultanului Selim al II-lea și soția marelui vizir Sokolu Mehmed Pasha, a ajuns aici, urmându-și jurământul către Allah. Ea a fost cea care a construit moschea Esma Han Sultan în 1573, cu un an înainte ca marele sultan să moară, motiv pentru care i-a închinat construcția memoriei tatălui său. Jamia Esma Han a fost construită din blocuri solide de piatră, cioplite manual de meșteri pietrari turci. Zidurile au o grosime de 85 de centimetri. În față este un cimitir vechi de 300 de ani, ba chiar au fost găsite inscripții vechi de 1000 de ani, iar într-o parte se află o fântână, la construcția căreia au fost folosite pietre dintr-un mormânt roman. Suntem într-o lume a simbolurilor, nu? Moschea Esma Han din Mangalia este cel mai vechi lăcaș de cult islamic din România. Și nu putem să nu vorbim despre islam, pentru că Dobrogea a fost timp de 400 de ani sub dominație otomană. Turcii, în general, nu au obligat populația locală să adopte religia nou venită musulmană. Este de altfel o caracteristică a tuturor imperiilor care au dăinuit. De la romani încă. Romanii nu încercau să schimbe credințele oamenilor sau populațiilor pe care le supuneau. La fel au procedat și turcii. Ei nu obligau populația locală să adopte noua religie. Grecii, romanii și mai apoi turcii au cucerit pe rând Dobrogea, atrași de bogățiile pământului și ale apelor care scăldeau aceste ținuturi. Și au adus cu ei ultima tehnologie, cele mai bune materiale și pe cei mai pricepuți meșteri, care cu măiestria, ingeniozitatea și secretele lor, unele rămase între pietrele construcțiilor, au ridicat primele monumente, așezări și construcții fabuloase. Arta și arhitectura Greciei antice nici nu se născuseră practic în toată splendoarea lor, iar Imperiul Roman și cel Otoman erau în plină ascensiune. Acestea au fost perioadele în care au luat naștere aceste edificii și poveștile lor minunate.